Un tânăr de 20 de ani a fost reținut după ce și-a agresat tatăl. Mătușa băiatului a fost cea care a alertat poliția prin 112. Femeia a sunat din Târgu Jiu și le-a spus oamenilor legii că în familia surorii sale din comuna Lelești are loc un conflict. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, stabilind că un bărbat de 50 de ani din comuna Lelești, pe fondul unei stări conflictuale existente, ar fi fost lovit de fiul său de 20 de ani cu un obiect contundent, provocându-i leziuni. A fost întocmit formular de evaluare a riscului, fiind emis ordin de protecție provizoriu față de tânărul de 20 de ani. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore pe tânărul care și-a agresat tatăl, acesta fiind cercetat într-un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.